Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună piept de pui crocan la cuptor și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 4 jumătăți de piept de pui, 200 de grame de pesmet, 50 de grame de cașcaval, 3-4 linguri de maioneză, puțin tarhon tocat mărunt, ierburi italiene, 3 căței de usturoi zdrobiți, puțin pătrunjel tocat și puțină sare. Pentru început vom amesteca cașcavalul ras, orice cașcaval vreți voi, cu maioneza, maioneza care este de casă, punem și tarhon, puțină sare, pătrunjelul și usturoiul zdrobit. Și voi amesteca totul cât să obțin o pastă. Pasta cu care vom unge apoi pieptul de pui. La nevoie puteți să mai adăugați o lingură două de maioneză sau să puneți o lingură două de smântână. Voi lua acum puțină pastă și voi pune pe fiecare bucată de pui în parte, iar cu ajutorul unei pensule voi întinde foarte bine amestecul, astfel încât tot puiul să fie acoperit de acest amestec. Voi face același lucru și pe cealaltă parte, voi întoarce pieptul de pui și voi pune acest amestec și pe această parte. Voi pune acum pesmetul într-un platou. Peste el voi pune ierburile aromatice, ierburi italiene, amestec ușor. Și voi lua acum un piept de pui pe care îl voi pune în pesmet și îl voi acoperi cu pesmet. Îl întorc . Apăs foarte bine pieptul de pui, scutur excesul și pun pieptul de pui pe un alt platou. Procedez la fel cu toate bucățile de piept de pui. Am pus bucățile de piept de pui într-o tavă și le voi da la cuptor pentru 30-40 de minute la 220 de grade. Pieptul de pui este gata, l-am copt pentru 30 de minute până s-a aurit frumos deasupra, îl voi transfera acum într-o farfurie și îl voi servi alături de legume proaspete. Așa arată pieptul de pui crocant făcut la cuptor, alături de salată de crudități și cu câteva măsline, să-l vedeți și mai de aproape. Făcut în acest fel, pieptul de pui este foarte crocant, delicios, se aseamănă foarte mult cu șnițelul, fără a fi prăjit în ulei. Dacă vă plac rețetele noastre, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să ne apreciați pagina de Facebook. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!